Sigur, nu mergem pe principiul caprei vecinului. Ne doare de toate lucrurile care se întâmplă negativ în alte municipii, dar sigur că așa e mai aproape de corp și marea grijă a noastră este să ne întreținem întâi de localitatea pe care o administrăm. Practic, propunerea pentru hotărâre de guvern pe care Ministerul Dezvoltării a făcut-o împreună cu Ministerul Finanțelor pentru a aloca municipiului Iași cele aproape 46 de milioane de lei, deci 45,9 milioane lei. Au ieșit și foarte multe zecimale, ca să numesc așa, deci un calcul riguros pe care Ministerul de Finanțe l-a făcut și cu mulțumirile de rigoare pe care trebuie să îi le dau doamnei director general al Ministerului de Finanțe, cu care am stat într-un contact permanent, pentru a explica de ce Iașiul se află într-o situație altfel decât alte municipii, pentru că, spre deosebire de lista celorlalte UAT-uri prinse în această hotărâre, acest proiect de hotărâre de guvern, Iașiul are și calitatea de operator. De altfel, avem o corespondență de dimineață cu Sistemul Național Energetic, cu Transelectrica, privind găsirea unor soluții de comun acord ca să ținem sistemul energetic național în echilibru. Noi fiind înscriși ca și producători de energie electrică, vrea să știe Ministerul Energiei care este aportul pe care Iașiul poate aduce în sistemul energetic național, astfel încât el să devină funcțional funcție de cererea pe toată perioada iernii, deci noiembrie, decembrie, până la sfârșitul lunii martie. 45,9 milioane de lei e suma cerută în regim de urgență la Ministerul Dezvoltării Naționale și mulțumesc și domnului ministru Ceche Otilo pentru că a făcut acest demers. Se vede foarte clar că această alianță politică PNL-USR este o alianță corectă. PNL-UDMR, pardon, este o alianță corectă pentru că nu a neglijat nici problemele timișorenilor, ei primind de altfel cea mai mare sumă, având de altfel și cele mai mari probleme cu termoficarea în momentul de față, excluzând Bucureștiul. Și ne va ajuta să plătim facturile restante la gazele naturale, care sunt de 21 de milioane de lei, alături de factura pe prima jumătate a lunii noiembrie, care va sosi săptămâna viitoare, de aproximativ 16 milioane de lei, o serie de cheltuieli energetice de întreținerea sistemului de circa 2,8 milioane de lei și așteptăm și factura aferentă întregii luni noiembrie, care este tot de circa 16 milioane de lei. Sigur, restul resurselor o să le mai mobilizăm și din bugetul local, altă sursă decât cea despre care vorbim acum. Ce trebuie să știe ieșenii? Că am văzut că această întrebare s-a mai adresat în spațiu public. Este faptul că noi avem contractată în întregime cantitatea de gaze naturale necesare funcționării întregului sistem la capacitate maximă, inclusiv până la nivelul lunii decembrie 31, deci până la sfârșitul acestui an. Cantitate de gaze naturale care am reușit să o contractăm și care acoperă întregul necesar. De asemenea, avem în stoc cele 25.000 de tone care ar mai asigura o funcționare la capacitate maximă pentru încă 30 de zile, deci mai putem da o lună deoparte și din anul care urmează, urmând ca prin procedurile demarate, achiziție de cărbune, să ne putem duce spre funcționarea în cea de-a doua formulă de funcționare în care introducem în sistem și centrala pe cărbune. Asta nu exclude utilizarea gazelor naturale, pentru că echilibrarea necesarului de energie termică se face de fiecare dată prin utilizarea atât a motorului pe gaz, de la CET-ul Iași, precum și a unui cazan de apă fierbinte de capacitate redusă și în felul acesta se echilibrează sistemul funcție de energie, cererea de energie termică. Față de schemele de funcționare pe care le-am folosit în anii precedenți, o să încercăm să păstrăm un echilibru mult mai clar între solicitarea de energie termică din piață,
la care vom adăuga necesarul de energie electrică la solicitarea sistemului energetic național, astfel încât echilibrul să fie, să spunem, pe un bonus de cogenerare, dar și pe o plată de certificate verzi, care să ne asigure un echilibru financiar până la sfârșitul sezonului rece, adică până la 31 martie 2022. Avem o echipă complexă, formată din oamenii CET-ului, am păstrat toate funcțiile tehnice ale acelorași oameni, așa cum am preluat de la Veolia, deci directorul tehnic, directorii de centrală, directorii de exploatare și, responsabilul șeful, inginerul șef de pe distribuție, sunt aceiași oameni, deci comunicăm în același sistem, la care se adaugă sprijinul pe care ne-l dă Termoservice și cu o parte dintre colegii mei de la direcția tehnică. Toți lucrăm, să spunem, concentrat pe acest subiect. Săptămâna viitoare trimitem documentația la ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, pentru a primi avizul pentru nou tarif la termoficare. Din prognozele pe care noi le-am făcut pe baza prețurilor la gazele naturale deja contractat, dar și a prognozei pe utilizarea cărbunelui, prețul gigacalorii va crește cu aproximativ 200 de lei într-o primă fază. Acești bani o să-i propunem Consiliului Local sau această creștere să o propunem spre a fi împărțită între un efort al comunității și un efort al consumatorului, respectiv va presupune și o creștere a tarifului de energie termică. Noi prognozăm circa 100 de lei, adică de la 245 la 345 de lei cu TVA. Iar cealaltă sută să o suportăm dintr-un efort comunitar pentru a nu înrobi într-un mod exagerat consumatorii noștri pe de o parte, pentru a nu descuraja utilizarea sistemului centralizat și, desigur, pentru a răspunde și provocărilor politicilor europene de conservare a mediului, astfel încât emisiile de la centralele de apartament să nu devină mai mari decât sunt în prezent.